Acea fată episoadele 60-63, rezumat, Zeynep îi vede pe Mușgan și pe Cadir vorbind și se întreabă de unde se cunosc. Luată pe nepregătite, Mușgan încearcă să găsească o explicație, dar situația se complică rapid deoarece Cadir nu poate minți. Saitare, care ajunge acolo repede, îi spune lui Zeinep că Mușgan și Kadir s-au cunoscut în urmă cu câteva zile la agenție, mătușa și bunicul lui Zeinep află că Mușgan a fost în cartierul lor și a vorbit cu Cadir. Când îl întreabă pe Kadir ce se întâmplă, el le spune că Mușgan știe că Zeynep este fiica lor. Fevzi o anunță pe Saitare că ei au aflat apoi Saitare o cheamă pe Mușgan la ea spunându-i că îl va aduce și pe Kadir ca să discute amândoi. Când Mușgan merge la ea, este așteptată de Turcan și Ismail. Ei o întreabă de ce își caută fica după atâția ani și încearcă să o convingă să plece și să nu creeze mai multă suferință familiei lor. Saitare ascultă discuția lor și află că Sinan, fostul logodmic al lui Mușgan, este punctul ei slab. Mușgan caută și ia un atum potriva lui Saitare. Întâi, ea aude o discuție între Doruc. Saitare și Ozan și află că Ozan are o iubită. Mai târziu, îl aude pe Ozan vorbind la telefon cu o femeie și deduce că ea este iubita lui. Apoi pune mâna pe telefonul lui și vede că ultima persoană cu care a vorbit este Saitare și își dă seama că ea este iubita lui despre care vorbea Doruc. Ozan îi mărturisește lui Zeynep sentimentele lui într-un mod sincer, dar ea continuă să-l respingă și îi spune că vrea doar să-și facă munca la agenție și să-și plătească datoria la Saitare. Pe de altă parte, Zeinep este pe punctul de a-i spune lui Doruc că Saitare i-a spus că el o folosește, dar Ozan intervine la timp și o oprește. După aceea, el îi spune lui Saitare că Zainep este imprevizibilă în ultimul timp și oricând ar putea să vorbească cu doruc. Îi spune că va încerca el să îi împiedice să vorbească, dar este cam dificil fiind că Zeynep nu mai tolerează deloc compania lui după noaptea de revelion.